Atacurile urșilor în gospodării sau în micile ferme din zonele de munte au devenit frecvente în ultimii ani. Autoritățile nu au reușit să găsească până acum o soluție care să conducă la diminuarea sau chiar la stoparea fenomenului. Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Petre Daia, prezent în Argeș, a declarat că se caută soluții. Of, aici este o rană adâncă la mine. Și am în telefonul meu conversația de ieri cu un producător care a pierdut al șaptelea animal, un producător crescător de taurine din rasa bălțată și angus, care a fost afectat prin atacul de urși, punând la pământ șapte animale. Din nefericire, nu a primit sprijinul necesar, spun că nu a primit sprijinul necesar, deși a pus în mișcare documentația cuvenită, prevăzută de lege pentru a fi despăgubit. Am vorbit ieri cu domnul ministru Tanțoș Barna, căruia i-am spus despre situația concretă de la fermierul respectiv. Dumnealui a luat legătura cu autoritățile pentru a putea intra în dispozitivul legal, în așa fel încât să protejăm pe de o parte gospodăriile și să eliminăm aceste posibile pierderi datorită atacului de urși. Ministrul consideră că reducerea efectivelor de urs poate fi o soluție. Acesta le-a cerut reprezentanților Uniunii Europene să modifice directiva care protejează cu strictețe carnivorele mari. Eu sunt unul care susțin reducerea efectivelor de urși în România, pentru că nu putem să lăsăm la voia sorții, să spunem așa, să-i punem în situația de a nu avea fermierii posibilitatea să se apere de aceste carnivore mari, de alminteri. Am avut și o intervenție în Consiliul de Ministri spunând că este nevoie ca directiva Habitat să fie revăzută în așa fel încât să putem echilibra ecosistemul și să păstrăm acel confort pe care îl merită crescătorii de animale din România, e să nu fie amenințați de tot timpul de atacul de urși și nu numai. Argeșul este unul dintre județele în care au fost înregistrate numeroase atacuri ale urșilor în gospodăriile localnicilor, mulți dintre aceștia rămânând fără animale în ogradă. Oi, porci sau vaci au căzut rând pe rând pradă urșilor aflați, cel mai probabil, în căutare de hrană. La finalul lunii august, în Mușcel, un urs care a provocat numeroase pagube a fost împușcat de autorități.